Misiune dificilă de salvare pe vârful Penteleu din județul Buzău. Salvatorii care operează pe elicopterul Smurt Galați au fost solicitați să intervină pentru prima dată într-o zonă montană pentru a prelua un bărbat de 34 de ani accidentat grav în urma unei căzături de pe ATV. Echipajul medical a fost direcționat rapid către stația meteo de pe vârful muntelui, acolo unde se afla și victima. Medicul și asistenții gălățeni care au ajuns la fața locului au constatat că bărbatul suferise un traumatism craniocerebral și un traumatism craniofacial. După ce au intubat pacientul, salvatorii l-au transportat pe tânăr pe calea aerului până în capitală, de unde a fost preluat de medicii spitalului Floreasca.